Deci hai să dăm exemplu la o firmă fără nume. Carne tranșată din batală, oaie și porc, cu modificări organoleptice, culoare și miros, în cantitate de 13 kg, valoare de 156 de lei, cașcaval 2 kg, deci astea vorbim de produse expirate, margarină oxidată 1 kg, nu mai spunem de veselă, că deci în control tematic chiar ne cerea să urmărim vesela spartă și deteriorată. La restaurante, bine, nu le-am găsit pe masă, dar în spațiile lor de depozitare nu au ce căuta.